Platforma Demnitate și Adevăr a devenit ținta principală a propagandei și linșajului mediatic. N-ați auzit critică, nu știu, când ultima dată a fost criticat Dodon, care este anti-european, pro-este, este, când a fost ultima dată criticat Dodon și alte partide? Probabil Plăhătniuc își protejează partenerii actuali și eventuali și viitori cu care crede că poate să facă târg și chiar dacă se schimbă raportul de forță, are o să aibă cărăruș acolo din negocier. La Platforma Demnitate și Adevăr toate aceste cărărușuri nu există.